să vezi tu acum. Noi suntem într-o criză energetică, da? Da. Șeful, pe mine m-a anunțat, onor furnizorul meu de gaz, că mărește prețul de la 0,23 bănuți, 23 de bănuți, 0,23 lei, la 1,23, la 1,23 leu. De 5 ori și, de 6 ori. Hai să-mi povestesc. Mă apucă nervii și cum când îl apucă pe Harman nervii, nu e bine să-l apuce. Mai bine lași acolo pacea lui să scrie, să studieze, să mai... Și ce aflu? Vă știți cât costă producția de energie electrică la OMV? Dă-și tu o cifră. Dom'le, hai să... 40-50 de lei? Hai ca să nu zic. Haide, șefu, ești scârțan. 50 de lei. 50 de lei, eu sunt mai scârțat. Bun, bun, dar asta nu-i tot. Deci 50 de lei. Fiți atenți, dragi oameni, 50 de lei, da? 50 de lei, atât bun. Costă. Producția de pe un kilowatt. 50 de lei. OMV-ul nu face din prăpăstile alea europene, din eolian și așteaptă să bată vântul, și așteaptă să vină apa, și așteaptă să vină marțieni. El face din gaz. OMV-ul are rafinăria Brazi. Cine știe Braziu, știe că Braziu nu aduce din import. Deci gazul pe care face curentul electric la 50 de lei OMV este 100% românesc. Clar. Bun. V-am dat ecuația. A plus B egal C, cât face 2 părțit la 3. Voi știți cu cât a vândut săptămâna trecută României OMV-ul curentul electric produs la 50 de lei? Ia să dați bomba acum ca să știe cetățeanul, să știe domnul, românul. Dă și matale, dar nu mai fi așa scârțat. Dă și matale. Hai, 2000? Mă, dar scârțan ești... Păi asta zic și eu, scârțan, păi, da, nu ce știu, să fac? Scârțan rău. 2500 de lei. Bă, băiatule, da, bravo. Știți ce înseamnă ca profit? Când, uite, noi ne-am mai semnat cecuri pentru angajați, da, și dumneavoastră și eu și masăști. Băi, când fac 100% profit pe o afacere, sunt fericitul pământului. Exact. Fericitul pământ. Știți care e rata de profit la OMV la 50 de lei? Megavatul produs cu gazul românesc? 100%. Și vândut cu 2500 de lei, faceți socoteala. 5000%. Exact. Băieți, 5000%. Domnul Cuțanu, ce mai stăm noi aici? Hai de bre să vindem și noi curent la 2500 de lei. Să-l producem la 50 de lei. N-ai, domnule, niște de-alea, o eliene de-alea? Păi dintr-o zi de vânzare ne facem, nu ne mai trebuie BZI, nu ne mai, nimic nu ne mai trebuie. Se roagă Claudiu după noi. Stai. Da, corect. Mă, ții. Ne-am tot dus. Deci... Mă duc la Viena, mă duc la Nisa, mă duc șăt la soare, dintr-o zi. Deci n-am reținut bine. Vreau să mai spuneți o dată că vreau să ajungem și la tovarășul Iohannis, prietenul nostru, care era pe la San Francisco, nu? Și a spus, domnule, chiar dacă e criză, e criză. Economia României rupe. Și a mai zis, ce a mai zis el? La ONU a zis că, domnule, nu o să avem probleme cu gaz, cu energie, dar o să fie mai scump. Și între timp băieții și-au și mărit lefurile, nenorociții. Deci, 50 de lei, profit de 5000%. Preț de producție. Păi dar în ce țară trăim, domnule Hartman? Pe gaz românesc. Da, al nostru. Păi în ce țară trăim? Unde e Europa? Unde e fraternitatea asta? Păi nu, dar unde e fraternitatea? Băi, DNA care vine să te ia. Matale, ce faci? SRI-ule, matale, ce faci? Băi, tovarăși care erați cu războiul român-român și ați arestat pe toți capitaliștii români, acuzându-i de corupție că așa v-a ordonat Occidentul. Băi, când OMV-ul vinde de la 50 de lei la 2500, stai că săptămâna asta a ajuns 3000 și îl vinde la 3000 și. Deci, bă, dă-vă dracului de treabă, iertați-mă că n-ar trebui să folosesc cuvântul necuratului. Dați-o, Doamne, iartă-mă! Băi, DNA care vine să te ia, care făceai spectacole insultătoare la adresa poporului român, la 6 dimineața spărgeai ușile la boieri și după aceea s-au luat judecătorii toate
Zi, ți-au infirmat toate dosarele. Bă, dar pe ăștia nu-i vezi? Hai să spun ce-mi spune Rareș Bogdan. Și-l cred. Așa. Dar a spus-o și el public. 28 de traderi de energie în România. Unii sunt doar cu o secretară sexy și cu un calculator în hotelurile de lux ale României. Știi câți sunt români? Zi-o cifră. Dar nu fiți cârțan. Ei, na! Rămân pe aceeași linie. La, ce să zic acum? Nu, Guțanu, mai nebunit. Hai, unul. Așa, bun. Matale ai zis zero, toți cărțani ești. Măi, da. Dar ai generos. Unul din 28 este trader român. Și pe ăla știi cine l-a călcat acum 3 săptămâni? Onorata noastră instituție împotriva corupției. Bravo, domnule. Păi 27 cu gagicile sexoase nu i-a călcat nimeni. Păi băi, eu înțeleg suveică. Dar eu reamintesc că în zona Sahelului, care e plină de resurse energetice, 4 țări au fost omorâte de dealerii de energie timp de 10 ani. Asta este suveică care distruge națiunea română, băi! Băi, Iohannis! Ciucă! Ciolacule! Suveica de la energie distruge națiunea română! Nu poți să produci cu 50 de lei și să vinzi la 2500. Profiturile la energie în ultimile 9 luni de zile în România au fost de 3 miliarde de euro. România n-a avut un leu. Asta e politica în România. Și îmi vine prăpăditul ăla de Simion cu blablaurile lui și cu nunta cu cearșaf. Naționalismul ăsta de ie și de nădragi trași sub buric. Când colo ăștia ne fură pe față cu gazul nostru, OMV dă între 16 și 18% din necesarul de curent electric al României. Faceți socoteala câta băneta a făcut OMV-ul. Știți al cui e OMV-ul, da? Știți unde are sediul social, nu? Păi i-am mai spus aici. În inima Uniunii Europene. Exact, la Viena. La Viena. Mâncau artata de Viena. Și știți cine sunt în spate, da? Tavarișii de la Est. Păi și cum, noi suntem cu Uniunea Europeană, luptăm pentru Ucraina, trimitem tot, dăm gaze Moldovei să reziste împotriva Imperiului Răului și OMV-ul al rușilor fac miliarde pe spatele poporului român, pentru că până la final aceste prețuri la noi în factură se regăsesc. Deci de-aia am spus că tunul lui Schmidt cu Bode și cu Ciuc al nostru, că e neamț, dă, că Schmidt e nemțălău, e nimic. Sigur că nici acolo, în guvernul României, nu-i naționalism, nu se vorbește românește când tu dai de mâncare muncitorului german în loc să dai muncitorului de la Ford și de la Dacia. Că ăla-i român. Guvernul României nu vorbește limba română. Vorbește limba bruseleză și limba germanească. Al unei la Germania, lui tanti de la Germania. Că ăia n-au de lucru, trebuie să le dăm noi. Mai era fraierul ăla de Muraru de la Washington care se felicita oficial în comunicat că el e fericit că dă de muncă muncitorilor din SUA. Bă, ești ambasadorul României. Bă, Muraru, misiunea ta principală e să aduci contracte, să dai de mâncare muncitorului român? Uite cum nu se vorbește limba română în guvernul României. Și uite de ce suntem noi în criză. Din 28 de trader de energie, unul e român. Și de la 50 de lei OMV-ul preț de producție pe kilowatt mi-l vinde la 2500. Și neamțul stă la San Francisco să-ți facă pe deșteptul și să se pozeze 2 secunde cu Biden la Națiunile Unite. Băi, nu cădeți în prostia că s-a pozat cu Biden. Știți cum e? La, în fiecare